rog să deschideți din nou la Fapte, capitolul 2. Vom mai petrece câteva momente în această seară, înainte să ne apropiem de cina Domnului, în Fapte, capitolul 2. Este, într-un fel, partea a doua a predicii de dimineață. Dacă dimineața a fost mai teoretic, am răspuns la întrebarea ce este o biserică și am încercat să ne analizăm pe noi ca și biserică și ne-am rugat împreună pentru biserica noastră, pentru bisericile din această țară. În această seară am vrea să privim mai practic, mai succint, mai telegrafic, dar mai practic, la aspecte practice din viața bisericii și pentru că urmează să avem, să săvârșim un aspect practic, și anume cina Domnului, una dintre rânduielile poruncite Domnul nostru Iisus Hristos, cred că este bine să intrăm înapoi în textul de dimineață și să ne uităm în mod practic ce ar trebui ca să facem, încât să fim cu cât mai asemănător de acea biserică descrisă în Fapte, capitolul, în Fapte, capitolul 2. Am văzut, începând cu versetul 41, am fost martor la nașterea primei biserici. Cei ce au primit cuvântul, cuvântul lui Petru, adică Evanghelia predicată de Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Și este în acest moment în care se formează biserica de la Ierusalim. Este în acest moment, prin pogorârea Duhului Sfânt, prin predicarea Apostolului Petru, prin botezul și prin strângerea la oaltă în jurul Evangheliei, în jurul Evangheliei și prin practicarea botezului și a cinei Domnului, că avem instituirea primei biserici. Ceea ce urmează de la versetul 42, și la aceasta vrem să ne uităm în mod deosebit, sunt acele activități sau caracteristici ale acestei prime biserici. Și dimineață ziceam că am vrea să ne asemănăm cu cât mai mult cu această biserică. Cu această biserică care era plină de Duhul Sfânt, plină de lucrarea Duhului Sfânt. Și vrem să ne uităm din nou la aceste caracteristici, la această descriere a acestei biserici și să încercăm să aplicăm în mod practic în viața noastră cum putem sau ce ar trebui să facem ca să experimentăm o asemenea biserică. În primul rând, cuvântul ne spune că ei stăruiau. Tot ceea ce urmează provine din acest verb, din această descriere a activităților. Ei stăruiau în anumite lucruri. Și aș dori să începem cu a demitologiza într-un fel acest verset. De multe ori, biserica primară este pictată într-un mod foarte roman. Foarte roman. Este pictată într-un fel ca și o biserică care era perfectă. Ca și o biserică în care toți membrii ei erau pe culmile vieții spirituale. Și trebuie să recunoaștem că au existat culmi, dar nu trebuie să facem un tablou extrem de romantic și trebuie să privim lucrurile exact așa cum erau ele. Textul nostru spune că ei stăruiau în aceste lucruri. Adică au rămas statornici, neclintiți, au perseverat, au persistat, au lucrat cu perseverență spre ceva. Din păcate, noi când citim acest verset și de multe ori când este predicat acest verset, îl citim cam așa. Ei, fără vreun efort, fără vreo zbatere spirituală, fără vreun travaliu a creșterii spirituale, pur și simplu stăruiau în aceste lucruri. Și așa îl citim. Și spunem, ei erau nelipsiți de la templu fără vreun efort, fără vreo zbatere. Nimeni în biserica primară nu era ispitit să stea acasă de la templu. Ei își vindeau toate lucrurile și aveau toate de obște și nici măcar nu trebuia să se zbată, să se străduie, să crească spiritual, să poată facă acest lucru. Ei erau tot timpul în rugăciuni și nu erau tentați să se gândească la alte lucruri, să facă alte lucruri. Ei stăruiau în mod constant în învățătura apostolilor și nu aveau nimic care îi atrăgea din acea lume. Nimic de divertisment, nimic care îi atrăgea atenția lor. Ei vroiau numai teologie, teologie, teologie. Dar nu era așa. Chiar în Faptele Apostolilor vedem că nu era așa. Vedem că nu toți creștinii erau la același nivel de maturitate.
Vedem că erau la un moment dat chiar certuri între ei. Vedem că era discriminare în care văduvele unora erau discriminate de evrei. Vedem că unii erau tentați chiar să mintă pe Duhul Sfânt. Biserica primară nu era o biserică perfectă. Nimic nu poate fi mai fals, mai departe de adevăr, decât a spune că ei pur și simplu stăruiau așa, în mod automat. Ei erau niște creștini desăvârșiți. Pentru ei toate veneau în mod simplu și ușor. Și ce-i baiu cu noi, că noi nu suntem așa? Dar nici ei nu erau așa. Nici ei nu erau așa. Citind Noul Testament, realizăm că primii creștini nu erau chiar așa de diferiți de noi. Că viața lor de credință nu era una automată. Că erau momente de glorie, într-adevăr, dar erau și văi spirituale. În care nici ei nu puteau să creadă în ce hal au ajuns. Și cum păcătuiau. Și cum cădeau. Și de unde îi ridica din nou și din nou Domnul. Asta este realitatea bisericii. Realitatea bisericii este că Hristos ne-a lăsat în această lume să-L reprezentăm pe El și trăim în această lume. Realitatea bisericii și realitatea vieții de credință este că Hristos ne-a mântuit de sub condamnarea păcatului, de a ne-a lăsat în această carne păcătoasă. Realitatea vieții de credință este o bătălie, este o luptă. Și prima biserică s-a zbătut cu aceste lucruri. De aceea când citim, ei stăruiau. Nu citiți că ei pur și simplu, în mod ușor, în mod indiferent, cu ușurință, stăruiau, persistau în toate aceste lucruri. Ci se zbăteau, lucrau ca să fie consecvenți în aceste lucruri. Stăruiau în ele, cum trebuie să stăruim în orice lucru bun. Primul sfat practic, în această seară, care este un fel de umbrelă peste tot ceea ce urmează să vedem din acest text, este să stăruiești, este să insiști, să rămâi statornic, să fii perseverent, să lucrezi cu perseverență în viața ta de credință, în apartenența ta la o biserică. Cât timp, cât efort ai investit pentru a lucra în cadrul bisericii în care te-a pus Hristos? Cât timp ai investit pentru a stărui în aceste lucruri, pentru a crea aceste discipline spirituale? Pe frate, nu știu, eu numai nu pot fi disciplinat în rugăciune. Cât timp și efort ai investit pentru a fi disciplinat în rugăciune? Ți-ai propus, ți-ai pus o alarmă, ai vorbit cu un frate, frate, hai să ne întâlnim măcar de două, trei ori pe săptămână să avem un timp de rugăciune. Ai spus, uite, frate Iosif, te rog eu frumos, uite, am o problemă cu disciplina în rugăciune, te rog de fiecare dată când ne întâlnim să nu uiți să mă întreb despre viața mea de rugăciune. Păi frate, n-am făcut niciunul dintre lucrurile astea, dar de ce ar trebui să fie așa de greu? Pentru că este așa de greu. Pentru că întâi vine ceea ce este firesc. Pentru că firea luptă împotriva Duhului. Și cu puterea Duhului și cu lucrarea Duhului noi trebuie ca să omorâm această fire. Dar este o luptă. Este o bătălie care se poartă. Primul sfat este acesta. Fii perseverent, stăruiește, luptă-te, muncește. Lucrează cum ai lucrat la orice lucru. Dacă vrei să construiești o casă, te trezești zi după zi și te duci și pui cărămidă peste cărămidă și mortar și ciment și muncești și transpiri. Da? De ce? Pentru că nimic nu vine de la sine. Dacă vrei ca să, nu știu, cizelezi corpul, te disciplinezi în aspectele fizice. Te duci la sală în fiecare zi, controlezi cu mare atenție ceea ce consum. De ce? Pentru că de la sine vine cealaltă variantă. Da? La fel este și în viața spirituală. La fel este și în viața bisericii. Trebuie să ne luptăm. Trebuie ca să ne zbatem. Trebuie să ne aducem aportul în cadrul acesta a bisericii în care ne-a pus Hristos. Vreau să vă spun, lucrurile nu merg bine în biserică. Bun, cum merg în viața ta în biserică? Ce contribui tu în biserică? Nu, frate, problema e biserica. Dar biserica ești tu și cu mine. Noi suntem biserica. Cum te-ai luptat săptămâna aceasta ca să meargă lucrurile bine? Între ghilimele, să meargă bine în biserică. Păi nu, dar ar trebui să fie altfel. Bun, ce ai făcut ca să fie altfel? Frate, nu mă înțelegi ce vreau să spun. Bă, eu te înțeleg ce vrei să spui.
Dar tu nu vrei, de fapt, ca lucrurile să fie altfel. Tu nu vrei să te zbați, nu vrei ca să muncești, nu vrei ca să te lupți. Priviți cum descrie Apostolul Pavel viața lui de slujire în 1 Corinteni 15 cu 10. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci m-am trudit mai mult decât oricare dintre ei. Apostolul harului s-a trudit mai mult decât oricare dintre ei. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Unii dintre noi, parcă avem o frică din asta calvinistă, reformată, să nu cumva să facem ceva. Să nu cumva să lucrăm ceva. Noi suntem împotriva lucrărilor, noi suntem pentru mântuirea doar prin credință, doar prin har, da? De parcă cumva am putea, prin lupta noastră, prin lucrarea noastră, prin înfăptuirea noastră, să negăm cumva harul lui Dumnezeu. Fraților, viața de credință este o luptă. Viața de credință este o muncă. Viața de credință este o zbatere. Și absolut toate acestea sunt prin harul lui Dumnezeu. Cele două categorii nu se contrazic în niciun fel. Faptul că noi trebuie să muncim, faptul că noi trebuie să ne luptăm, faptul că noi trebuie să ne disciplinăm, să ne purtăm aspri cu noi înșine, nu schimbă faptul că dacă va fi vreun rezultat, aceasta este prin harul și prin mila lui Dumnezeu. Nu am vrea cumva să fie automat. Doamne, eu nu vreau să fac nimic și vreau așa într-o dimineață să mă trezesc și să fiu sfințit total. Dacă se întâmplă asta, să știi că ai murit și ești în cer. Da? Când mor și ajungi în cer, vei fi sfințit total. Acolo nu vei mai avea nicio inclinație păcătoasă. Acolo nu mai avea nicio dorință păcătoasă. Deci dacă într-o dimineață te trezești și nu mai simți chemarea păcatului și nu mai simți înclinația păcatului și nu mai simți absolut nimic din firea pământească, ești în cer. Ești în cer. Dar până atunci trebuie să luptăm. Cum, haideți să privim la câteva din lucrurile în care oamenii aceștia luptau, stăruiau, insistau, persistau, se zbăteau ca să fie consecvenți în ele și să ne gândim practic cum am putea să stăruim și noi în ele. Primul este în învățătura apostolilor. Și în acest context, acest verset se referă cel mai clar la predicarea apostolilor. În sensul că erau prezenți la predicarea lor. Mergeau la adunarea bisericii și apostolul Petru le predica sau alții din apostoli le predicau. Mă, clar că era de o altă natură într-un fel, pentru că era nouă revelație care se dădea, dar ei mergeau acolo și ascultau predicarea cuvântului exact cum o ascultăm noi. Și de cele mai multe ori, mai mult ca sigur, nu era doar revelație nouă. Eu cred că apostolul Petru lua, de exemplu, cartea Isaia și zicea, haideți să vă explic tainele Domnului nostru Iisus Hristos, precum au fost ele revelate prin Sfântul proroc Isaia. La fel cum vedem că Domnul Iisus a făcut, la fel cum vedem că ucenicii lui au făcut. Asta se întâmpla în biserică. Se predica, se expunea cuvântul lui Dumnezeu. Și acest verset se referă la faptul că ei erau consecvenți, erau dedicați la prezența lor în aceste adunări, la a sta sub învățătura apostolilor în aceste adunări. Cred că cel mai imediat corespondent și aplicație pentru biserica locală de azi este să fii prezent în biserică pentru învățătura care se dă aici. Hristos a lăsat în biserică, după moartea apostolilor, prezbiteri care au menirea să cârmuiască, să vegheze asupra turmei și să învețe pe credincioși din cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce ne-a poruncit Hristos să împlinim. Asta este viața normativă a bisericii. A stărui în învățătura apostolilor înseamnă a fi prezent, a fi atent, a fi activ într-o biserică locală sub învățătura prezbiterilor din acea biserică. Foarte mulți dintre noi nu suntem consecvenți în prezența noastră, foarte mulți dintre noi nu suntem consecvenți în atenția care o acordăm, foarte mulți dintre noi suntem activi în învățătura care se dă. Ce înseamnă a fi activ? Înseamnă a asculta cu atenție, a procesa, a-ți pune întrebări. De aceea, de cele mai multe ori,
De multe ori v-am spus lucrul acesta. Predicile se ascultă cu Biblia, cu caietul și cu pixul sau cu creionul. Așa se ascultă o predică în mod normal. Da? Eu când stau în bancă am obiceiul acesta. Îmi notez ori pe telefon, ori pe caiet, lucrurile care le-am învățat, lucrurile care Dumnezeu le-a elucidat prin fratele care predică, oricine ar fi el, fie că sunt eu, fie că este fratele Andrei, fie că este fratele Avram, fie că este un alt frate, nici nu contează. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este explicat, este proclamat, sufletul meu are de câștigat de acolo. Sufletul meu are de a lua hrană de acolo. Cineva zicea că cel mai lung drum este drumul între ureche și inimă. Că mintea intră. Ceea este foarte important. Sunt foarte lenți la învăța lucruri, la aplica lucruri. Le asimila în ființa noastră. Și este foarte important nu doar să fim prezenți, dar să fim atenți, să fim activi în ascultarea noastră, în biserica locală, sub predicarea constantă a prezbiterilor. Să fim și mai practici și mai specifici în cauza noastră și poate cred că este extrem de aplicabil și în alte biserici. De ce, de exemplu, cea mai puțin frecventată seară este seara de studiu biblic din timpul săptămânii? De ce? Să zic, oare că așa apostolul Pavel? Oare am ajuns deja toți înțelepți, învățați și nu mai avem nevoie de învățătură? Frate, două predici pe săptămână deja spre am învățat. Dacă mai pun și a treia, deja am riscul că o să devin mândru din cunoașterea mea. E absurd pentru mine. Ca un creștin să se uite la viața lui și să spună în timpul săptămânii nu mai am nevoie de încă o seară de a medita asupra cuvântului lui Dumnezeu. Sau duminică seara. Da? De multe ori avem senzația că suntem la biserică precum suntem la servici. Mergem și pontăm, facem orele pentru a îndeplini norma și este suficient. Când de fapt noi suntem la biserică precum suntem la spital. Un pacient aproape de moarte, care are nevoie de injecție, după injecție, după injecție, după injecție. Nu prea vezi pacienți în stare terminală care zic, știi, nu știu dacă am timp săptămâna asta să vin pentru tratament. S-ar putea ca să n-am timp. Am lucruri mai importante decât tratamentul acela necesar pentru a mă păstra în viață. Nu, de obicei, când ai nevoie de un asemenea tratament, îți faci timp. Ești foarte atent ca să nu fie alte lucruri care să încurce cumva tratamentul care trebuie să fie administrat. Și când vine vorba despre administrarea cuvântului lui Dumnezeu, prin predicarea prezbiterilor în biserica locală, pentru foarte mulți creștini, nu doar că nu stăruie în lucrul acesta, dar este printre ultimele priorități. Trebuie să stăruim, să ne luptăm, să fim prezenți, să fim atenți și să fim activi în învățătura Scripturii în biserica noastră locală. În vremea în care noi trăim, într-adevăr există și multe suplimente și ele pot fi benefice dacă sunt suplimente. Trăim vremuri minunate în care accesul la informație este liber și posibilitatea de a consuma, de a consuma resurse sănătoase creștine în orice format vrei, video, audio, scris, este absolut fantastic. Este de necrezut. Strămoșii noștri, dacă ar vedea la ce avem noi acces astăzi, s-ar minuna. Câte cărți, câte resurse. Intrați doar, vă dau un singur site, da? Îl cunoașteți pe fratele Ninel. Intrați pe site-ul Magna Gratia. Este o editură creștină care traduce cărți sănătoase creștine și le pune pe internet absolut gratuit. Absolut gratuit. Da? Și noi consumăm tot felul de prostii. Da? Ca și supliment la ceea ce se petrece în biserica locală, ar trebui să profităm de harul acesta și să beneficiem de aceste resurse, de cărți, de predici, conferințe creștine care se pot găsi și așa mai departe. Este un lucru de care putem profita de această binecuvântare, de a trăi în această eră. Dacă trăiam acum 100 de ani, nu aveam acces. Dar bunicul, străbunicul meu și al voștri, poate a avut o Biblie și atât. Și atât.
Dar astăzi nu mai avem nicio scuză pentru care să fim ignoranți, nicio scuză pentru care să nu ne hrănim cu cât mai multă hrană spirituală. Profitați de această binecuvântare. În mașină, de exemplu, în drum spre servici sau în autobuz, în clipele moarte, neutile din viața dumneavoastră. Este la fel de ușor să intri pe telefonul acesta care îl aveți, probabil că fiecare dintre voi, să intrați pe acest dispozitiv mirific, este la fel de ușor să intrați pe Facebook sau pe Pinterest sau pe Instagram sau pe Snapchat sau nu știu care e mai la mod acum, cum este să deschizi o carte creștină pe acel telefon. La fel de ușor. Clic și se deschide cartea creștină. Sau clic și se deschide Facebook-ul sau altceva. Este la fel de ușor să deschizi o predică cum este să deschizi un canal de divertisment. Este la fel de ușor să asculți radio sau muzică sau alte programe de divertisment în mașină cum este să asculți o predică sau o prelegere creștină. La fel de ușor. Efortul este exact același, fizic vorbind. Fizic vorbind, același efort. Aceeași apăsare pe buton la radio, aceeași apăsare pe buton la telefon. Moral vorbind, a voinței tale când stai în cumpăr și zici, ok, acum am de condus până la Cluj sau până unde să mă duc, am de condus o oră. Radio România Actualități sau canalul de YouTube la Biserica Sfânta Treime? Bă, nu știu, cam curios ce se întâmplă cu politica asta, că totuși trăim în lumea asta, nu frate? Da, trăim în lumea aceasta, dar avem o altă patrie. O patrie cerească. Este la fel de ușor. Profitați de aceste ocazii. Profitați de aceste oportunități. Pentru a consuma și a vă hrăni sufletele cu lucruri binecuvântate, cu lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ales, luptați pentru a fi consecvenți în prezența voastră constantă, atentă, activă în biserica locală, sub învățătura prezbiterilor din acea biserică. Cu notița de subsol, ca acea biserică să fie o biserică după Cuvântul lui Dumnezeu, cu prezbiteri după Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Să fie foarte clar. 3. Stăruiau în părtășie. Stăruiau în părtășie. Și părtășia este ceva pentru care trebuie să lupți. Nu se întâmplă de la sine. Noi am vrea că se întâmple părtășia așa, întâmplător. Gen să mă duc pe stradă, să-mi văd de treaba mea și din neatenție să mă bat de un frate. Oh! Păi dacă tot ne-am bătut unul pe altul pe bulevard, hai să avem un moment de părtășie. Cam așa am vedea noi, în providența lui Dumnezeu. Noi suntem așa de împietriți și așa de ocupați cu lucrurile lumea acestea, care vrea ca Dumnezeu să ne ciocnească unul de altul în plimbarea noastră prin lumea aceasta și să spunem, păi, acum, na, ce să facem? Hai să avem o părtășie. Nu, fraților. Dacă vrei să te întâlnești cu un frate în părtășie, trebuie să depui un efort. Trebuie să zici, uite frate, hai să ne întâlnim înainte de serviciu sau după serviciu sau în pauza de masă. Sau trebuie să pui deoparte un timp, trebuie să faci un sacrificiu de la viața ta, de la rânduiala ta de fiecare zi. Trebuie să-ți faci un obicei din aceasta, să fie o prioritate pentru tine, să ai părtășie cu frații tăi. Aș vrea să încep cu o scurtă definiție personală, o definiție care eu o folosesc pentru mine, pentru ceea ce înseamnă părtășia. Părtășia este întâlnirea unor credincioși cu scopul de a avea parte împreună la ceva. Acum trebuie ca să definim ce împărțim, ce împărtășim dacă ne întâlnim. Da? Părtășia nu este împărtășim doar o mâncare sau împărtășim doar... Nu, părtășia trebuie să fie o împărtășire a ceva, o împărțire la ceva. Și vreau să propun trei elemente care vi le-am mai subliniat, care cred eu că sunt necesare să fie împărtășite pentru ca să existe o părtășie adevărată creștină. Primul este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prezent în părtășia creștină. Cele mai multe părtășii creștine, de fapt, nu sunt părtășii. Adică sunt părtășii, dar nu sunt creștine. Pentru că lipsește din acea împărtășire Cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, ele sunt părtășii, împărtășiri, împărțiri a unor lucruri normale, care orice om le poate împărtăși, în care sunt implicați oameni care se consideră creștini. Și cei mai mulți oameni consideră asta părtășie. Dacă eu cu fratele Iosif mergem și jucăm lap tenis, și asta facem, mai jucăm lap tenis și după aia zice, bă, am avut o părtășie minunată, eu cu fratele Iosif. Nu, am făcut sport. N-am avut părtășie creștină, da? Sau dacă eu cu fratele
Radu, mă duc și mânc mititei și zic, a, ce părtășie frumoasă am avut pentru că am mâncat mititei. Nu, am împărtășit doar mititei. Și păgânii împărtășesc laptenisul, și păgânii împărtășesc mititei, și păgânii împărtășesc tot felul de interese comune și le împărtășesc unii cu alții. Iau parte împreună unii cu alții. Părtășia creștină este strict legată de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea în acest text avem stăruința în învățătura apostolilor strict legat de părtășia care aveau acești frați. Lucru care era cel mai în comun între oamenii aceștia, lucru care doi creștini l-au cel mai în comun, nu este afilierea lor politică, nu este clasa socială, nu este preferința lor de sport. Lucru care ne unește pe noi este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Faptul că am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos și doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ca tare, atunci când ne întâlnim la oaltă să împărtășim ceva, este acest lucru care va prima în împărtășirea noastră. Frate, vreau ca să împărtășesc ceva din cuvântul lui Dumnezeu care m-a marcat în această săptămână. Am înțeles încă un pic din adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este prezent, aceea nu este o părtășie creștină, este doar o părtășie, o întâlnire între doi oameni care se consideră creștini. Derulați în mintea voastră întâlnirile avute cu frații și întrebați-vă, au fost ele părtășii? Despre ce am discutat? Am discutat despre vreme, am discutat despre sport, am discutat despre finanțe. Am discutat ceva despre Hristos? Am discutat ceva despre cuvântul Lui, despre Evanghelia Lui? Dacă nu, s-ar putea să vă fi înșelat și să nu fi avut părtășie frățească, părtășie creștină. 2. Trebuie să fie prezent adevărul. Și nu mă refer doar la adevărul Scripturii, deși dacă cuvântul lui Dumnezeu este prezent, trebuie să fie prezent și adevărul Scripturii. Mă refer la lucruri adevărate din viața noastră. Să avem discuții adevărate. Lucruri reale. Lucruri reale despre noi și despre viața noastră. Fiți sinceri și răspundeți în gândul vostru. Când este ultima discuție adevărată, reală, care ai avut-o cu cineva din această biserică? Când ți-ai mărturisit păcatele unui frate din această biserică? Îți spui, astea sunt păcatele care mă zbat acum. Lucrurile asupra căruia Duhul Sfânt m-a convins că sunt problematice în viața mea și mă zbat cu ele acum. Aș vrea ca să împărtășesc asta cu tine. Când a fost ultima dată când ai împărtășit starea ta spirituală cu un frate sau cu o soră din biserică? Uite, uite în ce stare sunt eu acum. Uite ce dispoziție a inimii mele am. Uite ce lipsă de dragoste am și cu ce mă zbat. Când a fost ultima dată când ai împărtășit frustrările tale spirituale sau din viața ta unei frate sau unei sore? Dacă stăm bine să derulăm viața noastră trăită în biserică, o să realizăm că am avut foarte puține dintre aceste discuții. O să realizăm că ne-ar îngrozi dacă frații noștri ar începe să discute așa cu noi. Păi dacă el își spune păcatele lui, oare nu se așteaptă că eu să-i spun păcatele mele? Da. Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dacă el împărtășește problemele inimii lui, oare el nu se așteaptă ca eu să împărtășesc problemele mele? Da. Dacă el împărtășește poverile lui, atunci și eu trebuie să împărtășesc poverile mele, dar eu nu pot. Cum să spun eu unui frate din biserică lucrurile cu care mă lupt? Cum să-i spun eu durerile mele, frustrările mele? Dar oare ce o să creadă despre mine? Eu cred de multe ori suntem victime pentru că ne place să fim victime. Dumnezeu ne-a dat aceste mecanisme, aceste instrumente ale Harului în biserica sa ca să ne purtăm poverile unii altora. Ca să stăruim în această viață de credință. Dar pentru că noi ținem mai mult la imaginea noastră stoică, că noi suntem tari în credință. Eu n-am nevoie ca să împărtășesc cu sora Liliana durerile mele. Eu n-am nevoie să împărtășesc frustrările mele în slujire cu fratele Radu. El trebuie să mă vadă pe mine puternic, realizat în credință. Biblia nu așa prezintă viața creștină. A împărtăși înseamnă a împărți
cu cineva, îl face părtaș la viața ta. Și Biblia ne poruncește acest lucru. Noul Testament prezintă o viață de credință trăită împreună. Asta înseamnă să cunoști viața celuilalt. Asta înseamnă să fii implicat în viața celuilalt. Bucuriile noastre sunt împărtășite. Dar și falimentele noastre, și durerile noastre, și păcatele noastre, și poverile noastre. Asta înseamnă a avea părtășie. Derulează filmul vieții tale și întreabă-te câte asemenea părtășii ai avut în anul acesta, în anii trecuți. Mulți dintre noi s-ar putea ca să ajungem la concluzia că n-am avut poate nici măcar una în care am stat și am avut o discuție reală cu un frate din biserică. 3. Rugăciunea. Biblia ne poruncește să ne rugăm neîncetat. Este aerul care îl respiră creștinul. Există ceva deosebit care se întâmplă atunci când doi creștini se roagă împreună. Ai o problemă cu cineva, de exemplu, ești supărat pe cineva. Mie mi se mai întâmplă. Dumneavoastră nu se întâmplă niciodată să vă supărați pe frații voștri. Păi mie se întâmplă. Asta este mai slab. Vă mărturisesc. Vă dau un sfat practic. Timp de o săptămână, la timpul tău de rugăciune, acele minute care le ai puse deoparte, poate la început de zi, poate la final de zi, timp de o săptămână, roagă-te în fiecare zi pentru acea persoană. Concret. Punctual. Așa, acum, Doamne, ce să zic? Și, na, ai milă și de fratele Mihai. Nu, concret. Gândește la fratele acela cu care ai o problemă sau cu care nu ai o relație foarte strânsă sau care nu simți că ți este foarte apropiat. Și concret, punctual, meditează la persoana lui și roagă-te pentru el înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să te rog pentru fratele Mihai. Vreau să te rog să-i dai sănătate. Vreau să te rog ca să-i dai putere în slujire. Vreau ca să te rog să-i dai răbdare în slujirea la care l-ai chemat. Vreau să te rog pentru familia lui. Vreau să te rog pentru fetele lui, să le dai mântuire. Încearcă exercițiul acesta timp de o săptămână. Dedică-te să te întâlnești măcar de câteva ori la o părtășie adevărată cu acea persoană față de care simți că nu ai o simpatie foarte mare. Stai în rugăciune cu acea persoană doar de 2 sau de 3 ori. Rugați-vă, rugăciuni adevărate, reale. Unul pentru celălalt. Și este imposibil, vă garantez, în lumina cuvântului și în experiența care am avut-o cu Domnul, este imposibil ca perspectiva ta să nu se schimbe. Este imposibil să te rogi pentru cineva în mod real, în mod consecvent. Să întâlnești cu cineva în părtășii reale, să te rogi împreună cu acea persoană și să pleci să zici, nu, tot așa de rece față de el, nu-mi pasă, n-am, asta e, nu-l înghit. E imposibil. Cel puțin este imposibil dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în el. Pentru că Biblia ne spune că așa va cunoaște lumea pe copilul lui Dumnezeu, pentru că se vor iubi unii pe alții. Și care este problema, fraților? Noi nu vrem de multe ori să ne iubim. Noi nu vrem să avem părtășie, noi nu vrem să ne rugăm punctual unii pentru ceilalți, pentru că ne este frică că s-ar putea să ajungem să ne iubim. Trebuie să ne purtăm poverile, atunci trebuie ca să ne mărturisim păcatele, atunci problemele tale sunt problemele mele și am eu destule probleme, nu mai am trebuie să le am și patale. Nu? Este frică. Să ajungem și noi, ca și nebunii aia din Fapte 2, să ne vindem averile ca să ne ajutăm frați. Ne este frică. Ne este frică să experimentăm lucrurile după care pretindem că tânjim să le experimentăm. Și de aceea evităm instrumentele prin care ajungem să experimentăm aceste lucruri. De aceea evităm biserica de multe ori. De exemplu, fenomenul acesta m-a nedumerit întotdeauna. Fenomenul omului care păcătuiește și apoi nu vine la cina Domnului. Și când stai de vorbă cu el, duci la el acasă luni sau marți sau miercuri, stai de vorbă cu el și zici, de ce n-ai venit la cina Domnului? Păi m-am certat cu nu știu care din familie. Bun, și explică-mi de ce n-ai venit la cina Domnului. Păi dacă veneam la cina Domnului, atunci trebuia să-mi cer iertare. Deci pentru dragostea de a fi nervos, pentru dragostea de a-ți urâ semenul tău, tu eviți să vii la biserică și să mai poți să stai, să fierbi. Pentru că știai că dacă vii la biserică și dacă ești confruntat cu simbolul, cu reprezentarea morții Domnului Iisus Hristos și învierii Lui pentru tine, prin care toate păcatele tale au fost iertate,
Oh, dacă te mai plângi, te rogi și Tatăl nostru. În care afirm ca să-ți ierte Domnul păcatele tale, precum tu ierți păcatele altora. Pentru că n-ai ce face, trebuie să te duci și să-ți ceri iertare. Și tu nu vrei să-ți ceri iertare. Tu nu vrei ca să ai dragoste și pace. Pentru că suntem ticăloși. Pentru că suntem depravați. Pentru că firea aceasta încă lucrează în noi și prin puterea Duhului trebuie ca să o omorâm. Și nu vrem să ne folosim de aceste instrumente. Pentru că ne este frică cum ar arăta viața noastră. Fără acele lucruri a firii care ne plac așa de mult. Ne place. Eu m-am zis lucrul ăsta și tinerii care discut de multe ori rămân foarte surprinși. Tinerilor le place să sufere. De aceea întrețin tot felul de relații din astea SF care n-ar trebui să existe. Le place. Le place să plângă. Le place să simtă. Ah, m-a părăsit, nu mă iubește. Ai, ai, ai. Și 6 luni de zile plânge pentru o fată cu care l-a discutat 3 zile. De ce? Pentru că îi place să simtă că trăiește. Drama aceea. Ce-ar fi viața fără dramă? Da? Și de multe ori și noi așa suntem și noi în biserică. Ne-am plictisit dacă numai ne-am iubit unii pe alții. Dacă n-am avea nimic chiar cu nimeni decât părtășie și dragoste. Păi ce-am mai povestit când ne întâlnim? Păi cine am mai pârfi, nu? Sincer acum. Ne frică să experimentăm o adunare a sfinților așa cum este ea în Scripturi. Pentru că firea aia ne trage înapoi. Încercați părtășia aceasta. Ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, ancorată în adevăr, din viața noastră împărtășită împreună, ancorată în rugăciune. Luptați-vă pentru această părtășie. Da? Cum? Simplu. Iei creionul și pixul sau pixul, o hârtie, scrie aceste notițe jos. Cuvânt, adevăr, rugăciune. Tragi linia. Și la final, oprești câțiva frați, sun câțiva frați și faci niște programări. Și te duci la întâlnire și zici, frate, am venit să am o părtășie cu tine. Nu știu ce înseamnă asta. Îți explic eu. Haide întâi să citim ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Hai un pic să vorbim împreună despre taina care este mântuirea noastră în Hristos. După aia vreau să împărtășesc adevărul vieții mele. Vreau să spun care este starea mea. Vreau tu să faci la fel. Și apoi vreau să ne rugăm unul pentru altul. Și aș vrea ca asta să devină un obicei în viața noastră. O să ai frați care o să te îmbrățișeze și o să spună de mult aștept așa ceva și o să ai frați care o să ia la fugă. Dar măcar o să știi care-i care. Vă provoc practic, încercați. Puneți mâna pe telefon în seara aceasta sau la sfârșit de adunare și sunați sau vorbiți cu un frate. Frate, când ne întâlnim? Spune ora și locul, voi fi acolo. Înainte de servici, după servici, în mijlocul nopții, nu contează. Dar încercați. Vă promit că va fi spre binecuvântarea voastră. 4. Creștinii aceștia stăruiau în frângerea pâinii. În frângerea pâinii. Avem, cred eu, 2 feluri în care frângerea pâinii este prezentată și folosită această expresie în acest text. În primul rând, este folosită în sensul la care ne merge gândul în această seară, și anume la cina Domnului. Oamenii aceștia erau consecvenți în practicarea cinei Domnului. Dar nu numai. Este folosită această expresie și la a cina împreună în sensul obișnuit. Versetul 46. În fiecare zi continua să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâinea acasă, da? Deci asta înainte ca să se adune la oaltă, și luau parte la masă cu bucurie și simplitate a inimii. De fapt, în biserica primară, mâncarea, mâncatul împreună și celebrarea cinei Domnului erau împreună. La fel cum era și cina pascală. Da? În cadrul cinei pascale, care era o serie de cine, o serie de cursuri de mâncare, Domnul Iisus Hristos instituie cina Domnului. Eu cred că este bine lucrul acesta. Eu cred că este bine să mâncăm împreună ca și biserică. Să avem timp să ne hrănim trupurile și sufletele noastre împreună. Ambele cred că erau și sunt de o importanță extraordinară în viața noastră de credință. Cina Domnului și a cina împreună în felul obișnuit. Practic, ce poți face? Fă o prioritate din a fi prezent la cina Domnului. Subordonează alte lucruri în viața ta la această prioritate de a fi prezent la cina Domnului. Este așa de ușor de a vorbi despre importanța părtășiei,
de a vorbi despre importanța cinei Domnului și să te trezești că lipsești o dată, de două, de trei, de patru ori la rând consecutiv de la cina Domnului și nici nu-ți dai seama. Până când nu te trage un frate de mână și zice, hei, e a patra oră. Unde ai fost? Ce putea fi așa? Păi știi, la luna trecută a fost aia, după aia nu o să crezi ce s-a întâmplat o altă chestie, după aia nu știu cum, dar s-a întâmplat altceva și trece jumătate de an și tu n-ai beneficiat de această părtășie minunată a cinei Domnului împreună cu biserica ta locală. Vegheați! Vegheați asupra lucrurilor acesta. Vegheați asupra sărbării acestui eveniment minunat. Dacă ești ca mine, mai uit tu, de exemplu, eu uit ziua soției, ziua fetelor, eu trebuie să mi le pun în calendar. Dacă mie nu sună alarma, ding, ding, vezi că poi mâine e ziua soției, dacă uiți, bai. Eu uit. Dar de ce aș pune alarma aia? Pentru că prețuiesc acel eveniment, pentru că prețuiesc acea persoană. De ce ai monitoriza viața ta în așa fel să fii sigur că ești prezent acolo? Pentru că prețuiești acel eveniment. Pentru că realizezi că este ceva deosebit. Pentru că prețuiești pe Hristos care a instituit cina Domnului. Pentru că prețuiești părtășia cu Hristos și cu biserica Lui. Pentru unii ne-ar strica să-ți marchezi pe calendar cinele Domnului. Să știi, ei, în ziua aia nu-mi programez nimic. În ziua aia orice ar fi, eu trebuie să fiu acolo. Pentru că este important pentru sufletul meu. Există așa de multe beneficii în cina Domnului pentru credincios. Există un har special în a participa la această masă. Este mult mai mult decât un simbol. Prin credință ea este o împărtășire adevărată. Prin credință suntem hrăniți cu adevărat cu pâinea vieții. Nu este un sacrament în sensul că este automat, simplu fapt că ai luat pâine și vin, îți conferă vreun har. Dar este mai mult decât doar un simbol. Nu mimăm doar ceva. Și noi credem că prin credință Hristos este prezent în mijlocul nostru. Noi credem că prin credință ne împărtășim. Și luăm viață din viața Lui. Ca tare este un har special să faci parte la cina Domnului, să iei parte la această rânduială. Există o ancorare a credinciosului care o produce prezența constantă la casa Domnului și mai ales prezența constantă la cina Domnului, care este extrem de benefică pentru a persevera în credință. Așa de mulți oameni care astăzi nu mai pot fi regăsiți prin biserici, de aici au pornit. Știi, am lipsit acum pentru că a fost ceva, am lipsit după aia pentru că a fost ceva. Dar frate, dar voi nu credeți în perseverarea Sfinților în har? Ba da, credem că așa ați perseverat în har. Așa ați păstrat în har. De Duhul Sfânt, prin aceste instrumente ale harului, cina Domnului, prezența în adunare, rugăciunea, părtășia frățească, disciplina bisericească. Așa sunt păstrați Sfinții în har. Dacă ești Sfânt, de ce ai vrea ca să nu fii implicat în aceste lucruri? Să vezi dacă merge și fără? Să mergi la risc? Nu înțeleg! Există o ancorare. Când ești prezent duminică de duminică. Când ești prezent la fiecare cină. Când lipsești este un eveniment pentru biserică. Ei, ce s-a întâmplat? De ce Radu n-a fost acolo? De ce Andrei n-a fost acolo? Ceva nu e ok. S-a întâmplat ceva. Și repede organismul acționează, sună, vizitează. De ce? Pentru că organismul cunoaște starea lui normativă. Și normal este ca toate mădularele să fie acolo. Ce s-a întâmplat dimineața că te-ai trezit și s-a lipsit o mână? Te-ai trezit din pat, te-ai uitat, nu mai ai o mână. N-ai fi alarmat? Ba da, ai fi într-o stare de șoc, ai sunat la medic, te-ai duce la urgență. Domn doctor, nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai am o mână. Dar după a doua, a treia, a patra, a cincea, a zecea zi, o lună, două, trei, fără mână, devine starea de normal. Nu? Este așa și cu mădularele trupului. Când mădularele sunt în mod constant acolo, beneficiază de toate instrumentele harului, fac parte din trup și trupul poate veghea asupra lor. Când ele lipsesc, este un semnal de alarmă și organismul poate acționa. În al doilea rând, fă o prioritate din a cina, din a mânca, pur și simplu, a mânca
cu frații tăi. Deschide-ți casa ta. Frânge pâinea împreună cu frații tăi. Trăiește o viață împreună cu frații tăi. Asta înseamnă să împarți o ciorbă împreună cu frații tăi. Asta înseamnă să împarți o franzelă împreună cu frații tăi. În primul rând că sunt puține oportunități la fel de bune pentru părtășie, precum este o masă luată împreună. Ai jumătate de oră, o oră să stai, să mănânci, să discuți din Scripturi, să discuți despre viața ta și să te rogi. Este un timp minunat de părtășie care îl poți avea. În al doilea rând, există o legătură care se produce atunci când cinezi cu cineva. Lucrul acesta este înțeles de oricine. De aceea a mânca împreună face parte din orice cultură, din orice religie. Este ceva deosebit de a-ți împărți hrana cu cineva. Pentru că a mânca, a te hrăni, este un lucru personal, este un lucru necesar. Lucrul acesta este cunoscut nu doar de creștini, ci orice om înțelege acest aspect. A mânca împreună forjează, lucrează la a institui, a păstra, a crește o relație. Fă-ți timp pentru lucrul acesta. Propune-ți să te întâlnești să mănânci cu frații tăi. Nu știu când. Vezi când este mai oportun pentru tine. Întreabă-te, în ultima lună, în ultimele două luni, când am mâncat împreună cu frații mei, când am invitat pe cineva la mine acasă, când m-am întâlnit cu cineva în oraș din biserică, să facem lucrul acesta. În rugăciuni. Ei stăruiau în rugăciuni. Se zbăteau. Se luptau, lucrau ca să fie consistenți, consecvenți în rugăciune. Rugăciunea are diverse forme, ne prezintă Scriptura. Este rugăciunea personală. Trebuie să avem o dispoziție de rugăciune personală, să avem o inimă înclinată înspre rugăciune. Trebuie să ne rugăm neîncetat, în sensul că ne aflăm într-un dialog constant cu Dumnezeu. Multe ori formalizăm rugăciunea așa de mult încât o stricăm. Opei, dacă nu pot ca să ajung la marginea patului, să mă întind covorașii ca și musulmanii, să mă îndrept spre Zalău, nu mă pot ruga. Dar cine ți-a spus așa ceva? Opei, dacă nu pot închide ochii, nu mă pot ruga. Dacă nu pot ca să țin mâinile așa ca la Doamne, Doamne, nu mă pot ruga. Poate poți ruga și în mașină, și pe tren, și în timp ce te plimbi pe jos. Te poți ruga. Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu, dacă ești un creștin, este în tine prin prezența Duhului Sfânt. Creștinul când merge pe stradă vorbind, nu vorbește singur, vorbește cu Dumnezeu. Să fie foarte clar. Dar noi am formalizat lucrurile așa de mult, pe eu nu mă pot ruga numai atunci și cadrele acelea nu mai vin. Pentru că timpul e scurt, pentru că viața e complicată. Roagă-te tot timpul, ai o dispoziție a rugăciunii. Și în același timp, trebuie să ai o disciplină a rugăciunii. O disciplină a rugăciunii în viața ta personală. Poate asta înseamnă un moment pus deoparte dimineața. Sau poate înseamnă un moment pus deoparte seara. Poate de multe ori ești așa de epuizat încât momentul acela este o frază. Eu mă spune, din viața mea, din umblarea mea cu Domnul, sunt zile în care sunt așa de epuizat încât înainte să mă pun în pat, atâta mai pot să spun, Doamne, ai milă de mine. Și mă culc. Atâta energie mi-a mai rămas. Și de epuizat sunt în acea zi. Dar trebuie să ai o disciplină. În următoarea zi, să fii conștient de lucrul acesta. Trebuie să pun mai mult timp deoparte. Trebuie să am mai multe momente pentru disciplina rugăciunii. În al doilea rând, rugăciunea corporativă. Există o distinție între rugăciunea personală și rugăciunea corporativă. Rugăciunea împreună cu biserica. Ce se petrece duminică, când biserica se roagă împreună, este ceva distinct. Este ceva special. Deci trebuie să fii prezent aici. Trebuie să participi la această rugăciune. Trebuie să asculți și să te rogi împreună cu cei care conduc biserica în rugăciune. Da, tu te poți ruga de unul singur, dar nu te poți ruga împreună cu frații tăi de unul singur. Nu merge, nu există. Dar trebuie să fii cu ei. Trebuie să simți cu ei, trebuie să asculți rugăciunile lor și trebuie să afirmi și să participi în rugăciune. Și trei, rugăciunea care avem în părtășia frățească, în părtășiile care le avem din timpul săptămânii. Din cele trei elemente în părtășia creștină, aceasta cred că este, dacă nu cea mai dificilă,
poate a împărtăși adevărul vieții tale este cea mai dificilă, este cea mai neglijată. Este cea mai neglijată. Trebuie să fim intenționali în aceasta. Să ne propunem ca rugăciunea să facă parte din tot ceea ce facem. Mai ales din părtășia noastră. De aceea avea o schiță pentru părtășia ta. Spune, uite frate, o să ne întâlnim și o să facem asta. Și o să avem un moment dedicat pentru rugăciune. Pentru că știu că tu te poți ruga în cămăruța ta și eu mă pot ruga în cămăruța mea, dar amândoi ne putem ruga decât suntem împreună. Acolo ne putem ruga amândoi împreună, da? Ca atare trebuie să fim foarte consecvenți în lucrul acesta, să ne propunem să stăruim în lucrul acesta. Toate aceste lucruri, ne arată Cuvântul lui Dumnezeu, au produs și produc un efect în Biserica lui Hristos. Și în versetul 43, efectul este descris în felul acesta și cu aceasta vreau să concluzionez. Fiecare era plin de frică. Exista o reverență înaintea lui Dumnezeu. Exista o experimentare a prezenței lui Dumnezeu. Prin aceste mijloace. Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. De ce erau plini de frică? Din cauza minunilor? Cu siguranță minunile au avut o parte din aceasta. Să vezi niște oameni care își dau Duhul, pentru că au mințit Duhul Sfânt, cel puțin pe moment bagă frica în tine, nu? Da, și din cauza minunilor. Dar nu cred că este motivul principal. Minunile aveau un scop revelator de a confirma revelația dată prin apostol. De aceea apostolii aveau darul acesta de a face minuni. Frica acestor credincioși cred că provine din faptul că l-aveau pe Dumnezeu zugrăvit în fața ochilor săi prin învățătura apostolilor. Ceea ce se predica din amvon era confirmat pentru ei prin lucrarea Duhului Sfânt ca și fiind adevărat. Cum putem și noi să fim cuprinși de aceeași frică, de aceeași reverență, făcând minuni? Nu. Ci având pe Hristos, având pe Dumnezeu zugrăvit în fața ochilor noștri, având inimile noastre pătrunse de adevărul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta instrumente mai bune, pentru a realiza această experiență cu Dumnezeu, decât învățătura apostolilor, decât cina Domnului la care urmează să participăm, decât părtășia frățească, decât rugăciunea, nu există. Acestea sunt instrumentele, par ele obișnuite, ale Harului Dumnezeu, prin care credinciosul se întâlnește cu Dumnezeu. Prin care credinciosul trăiește cu Dumnezeu. De aceea este așa de trist să vezi credincioși care aleargă departe de instrumentele prin care se pot întâlni cu Dumnezeu. Care aleargă departe de biserica în care se pot întâlni cu Dumnezeu. În această seară avem privilegiu de a sta împreună la cina Domnului. Și a ne aminti și a ne bucura de părtășia care o avem cu Domnul nostru Iisus Hristos prin jertfa Lui. De a ne împărtăși prin credință într-un mod foarte real din jertfa Lui. Dumnezeu ca să lucreze în inimile noastre această credință. Și să facă ceea ce se întâmplă aici și s-a întâmplat în această seară. Mai mult decât niște lucruri obișnuite. Să fie o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt în viețile noastre. Amin.